CSM Ploiești va avea misiune dificilă la ultima apariție oficială din acest an în campionat. Trupa pregătită de Dragoș Dobrescu și Ion Nicolae va primi vizita uneia dintre fruntașele întrecerii interne, Potaisa Turda, într-o partidă în care miza punctelor este la fel de importantă pentru ambele tabere. În cazul unei victorii, clujenii au speranțe să încheie anul pe locul secund în spatele celor de la HCM Constanța. În vreme ce pentru formația gazdă, cele două puncte ar echivala cu un uriaș balon de oxigen înaintea intrării în vacanță. Partida CSM Ploiești-Potaisa Turda se dispută vineri de la ora 18 în sala din Strejnic.